Bună ziua, toată lumea, și bine ați venit la un nou episod de vorbit. Azi vreau să vorbim din ce, de fapt, vă zic pe scurt. Mi-am luat o kendama, nu este originală, este, adică, cred, nu, este originală, că, na, uitați, pila, așa, a costat 25 lei. Nu este de pe internet și da, știu câteva trucuri cu ea, dar cu kendama asta, dar nu o să fac trucuri, chestii trești, că eu nu fac vloguri. Eu vreau să discut mai mult despre tableta mea. Tableta mea este un UTOC 1005D de 8 GB memorie internă. Da, mi s-a stricat tableta. În timp ce vreau să, adică nu în timp ce vreau să modific audio boot-ul ăla, am modificat audio boot, mi-am pus aplicația TuneIn să fie ca aplicație de sistem și mi-am activat debugging mod sau ceva de genul, dezvoltator mod sau ceva de genul. L-am ținut activat și procesoarele pe on demand. Când am dat restart la tabletă sau când am deschis-o, nu, când am închis-o și deschis-o, am văzut că nu mai trecea de animația de boot, de boot animation, și mă întrebam cum să nu treacă de animația de boot, că animația de boot a trecut, s-a terminat. Și tot nu trecea, am intrat eu în recovery mode, nu am găsit reset, hard reset-ul ăla. Nu am putut să fac reset, am găsit niște programe pe calculator, dar nu sunt prea bune. Am găsit două, Android Tool, de fapt doar unul, Android Tool. Și al doilea nu merge să-l instalez, că na. Oricum, nici nu mă pricep la calculatoare, dar na. Să instalez, dezinstalez. Și da, îmi trebuie un hard reset sau să reinstalez ROM-ul. Deci cum fac? Asta e marea întrebare de la mine. Și am descoperit o chestie, nu zic ce, poate se uită la mine cineva, în care poți să-ți pui pe jumătate de ecran muzică și pe cealaltă jumătate de ecran YouTube sau alte chestii, sau îți poți pune compasul, poți ți-l, e ca la când ai în bara de, am uitat care era bara aceea, cum se numea, în bara aia de la calculator, când îl minimalizezi, ceva de genul ăsta se numește chestia asta. E, așa poți face pe telefon. Și da, nu mai am tabletă și tocmai filmasem un joc care se numește Cats. M-am jucat, pe filmare o să fie cam așa. Am descoperit un nou joc, Cats se numește. Dacă vreți să vă jucați cu mine, instalați jocul și ceva de genul, știți și voi. E, voi nu-l instalați sau îl instalați doar dacă vreți și că eu nu mă mai joc. Da. Și cam atâta, ce să vă mai zic. Clash nu mă mai joc, l-am dezinstalat. Mi-a alianța, de fapt, clanul meu a fost stricat de unul care se numea Prințul și a stricat, deci liderul nostru nu era activ, era foarte mult inactiv, era inactiv de vreo 2-3 săptămâni. Ăia care aveau co și-au dat co reciproc până când a ajuns unul ăsta, Prințul, în alianță și au dat co și lui și a stricat alianța. Și, de fapt, clanul se numește, așa. Și l-a stricat, ce să mai fac?
Colegul meu de bancă mi-a dat mie leader ca să repar eu alianța, dar alianța, deci eu am făcut de la 10 membri, 19 membri, în care 8 erau din arena 4 și 1 din arena 5. Și ce dracu să fac cu ăștia? Plus că la Clan Battle Chest n-a făcut nimeni nimic decât eu cu sora mea și cu colegul meu de bancă, două chesturi și da. Ce să vă mai zic? Să nu vă luați Clean Master sau CC Cleaner ăla, că sunt două aplicații total inutile. Vă ocupă memorie RAM și memorie pe cardul de memorie sau memorie internă. Degeaba. Astea două sunt aplicații pentru leneși care nu își curăță telefonul. Bine, nici eu nu mi-l am început să nu mi-l mai curăț de memoria, de toate serviciile din memoria RAM de la Google. Le las așa cum sunt. Pui mei, mă mai strofoc eu și nu mai instalez nicio aplicație, deși am aplicație. Și da. Deci cam atât a fost episodul ăsta de speech, de vorbit și ne mai vedem. Pa!